Parcările de tip park and ride sunt pentru cei care intră sau lucrează în oraș, dar locuiesc în afara lui. Scopul este ca șoferii să-și lase mașinile la periferie și să ia mijloacele de transport în comun, aflate chiar la parterul parcărilor. Bucureștiul are 3 astfel de parcări publice, dar există parcări și în alte zone din capitală. Cea din Străulești, făcută de Metrorex, pare abandonată, deși au fost investite peste 70 de milioane de lei pentru a fi construită. Este oră de vârf în București, iar de obicei, capitala arată așa. Asta în contextul în care parcările de la periferia orașului sunt goale. Aici, în parcarea din Străulești, 2 din cele 3 etaje sunt închise. Asta pentru că nici măcar primul etaj nu se ocupă niciodată în totalitate. În schimb, locurile libere și gratuite din jur sunt pline. Sabina are 31 de ani, locuiește la periferia capitalei, dar lucrează în oraș. În trecut își lăsa mașina în parcare și lua metroul, dar acum consideră că e prea scump. 50 de bani pe oră, adică 5 lei pe zi. În oraș, parcarea oferită de primărie costă 5 lei pe oră. Mai ales dacă vine vorba de metrou, e sfânt, adică e cel mai de încredere, mai ales cu traficul pe care îl avem în oraș. La solicitarea Euronews, Metrorex spune că în prezent gradul de ocupare al parcării a crescut și că sunt în jur de 220 de mașini în fiecare zi. În momentul în care noi am filmat, erau doar aproximativ 90 de mașini parcate. Compania declară și că analizează posibilitatea de introducere a unui abonament de parcare care să fie mai avantajos decât tariful existent. Traficul este cea mai mare sursă de poluare din capitală. Este estimat că undeva la 60% din poluarea din oraș provine din traficul auto. Bucureștiul este singura capitală în momentul acesta din Europa care nu are niciun sistem de descurajare a cetățenilor de a folosi mașina până la locul de muncă. Sistem de descurajare care ar presupune, pe de-o parte, taxă pe tranzit, taxă pe anumite zone unde avem congestii frecvente. În parcarea din Belceni sunt aproximativ 300 de locuri disponibile la Park and Ride. 20% dintre acestea sunt rezervate de oamenii care locuiesc în zonă, iar restul se află în regim de parcare publică. Adică o oră costă 2 lei. Nu și are sensul să stau în trafic în București. Și mai ales că nu sunt parcări sau dacă sunt parcări, slabe șanse să le găsești și la niște prețuri te fac să plângi. Mai bine lasă aici o oră, două. Când vine vorba de parcarea din Pantelimon, construită de Primăria Capitalei, multe dintre mașinile parcate aici par uitate de proprietari. Asta poate pentru că parcarea este gratuită. Deși a fost discutată posibilitatea de a introduce taxe pentru tranzitarea anumitor zone din capitală, pentru a promova conceptul park and ride și pentru a reduce poluarea, niciunul dintre primari nu a mers cu decizia până la capăt. Primăria Capitalei nu a oferit un punct de vedere cu privire la strategia de reducere a traficului.